Dan Diaconescu află astăzi dacă rămâne în continuare sub control judiciar. Magistrații Tribunalului din Constanța vor judeca în cursul zilei contestația depusă de fostul patron al OTV. Diaconescu a fost plasat în arest la domiciliu vinerea trecută și este cercetat sub acuzația de act sexual cu un minor și prostituție infantilă. Măsura judecătoriei Constanța ca omul de televiziune să fie arestat la domiciliu a fost contestată atât de parchetul de pe lângă judecătoria Constanța cât și de avocatul acestuia. Astfel, Tribunalul Constanța va analiza atât contestația parchetului de pe lângă judecătoria Constanța la decizia ca Dan Diaconescu să fie cercetat în arest la domiciliu cât și pe cea depusă de omul de televiziune la aceeași măsură. Hotărârea magistraților va fi una definitivă. Dan Diaconescu este bănuit de comiterea a două infracțiuni de act sexual cu un minor și cinci infracțiuni de folosire a prostituției infantile. Concret, fostul patron TV e acuzat că a întreținut raporturi sexuale de mai multe ori contra unor sume de 300-400 de lei cu două minore, suror gemene în vârstă de 15 ani. Actele s-au consumat în Olimp, Constanța și București, iar procurorii spun că Diaconescu știa vârsta celor două fete. De asemenea, fostul patron al OTV este acuzat că a vrut să cumpere virginitatea unei minore. Și așa a ajuns și în atenția procurorilor. Una dintre minore i-a întins o capcană și a spus că a găsit o prietenă care e dispusă să-și vândă virginitatea. Acesta ar fi fost filmat în acest timp și șantajat că dacă nu va oferi bani la schimb, imaginile vor ajunge pe internet. Dan Diaconescu ar fi plătit 2500 de lei pentru tăcerea partenerelor minore.